În perioada 4-8 aprilie, la Centrul de Transfuzii din Drobeta-Turnu Severin, se va desfășura pentru prima dată la noi în oraș o campanie națională de donare de sânge. Studenții de la medicină din România, dar și voluntarii acestui proiect, fac un apel către populație să vină să doneze sânge ca să poată salva o viață. Donează sânge, fi erou, este un proiect al Federației Asociațiilor Studenților în Medicină din România, iar prin intermediul oamenilor implicați, această campanie a ajuns și în Drobeta Turnu Severin. Astfel, în perioada 4-8 aprilie, anul curent, cetățenii din județul nostru pot merge la centrul de transfuzii din municipiu să doneze sânge. Inițiativa este a Federației Asociațiilor Studenților în Medicină din România. Este o inițiativă și la nivel internațional, să zic, pentru că și vecinii noștri din Republica Moldova au această campanie. Colegii de la medicină împreună cu elevii de la școlile sanitare post-liceale din țară au luat decizia să facă această campanie care are o istorie de peste 20 de ani. Proiectul se va desfășura în perioada 4-8 aprilie. Proiectul de anul ăsta se numește Dănează sânge, fie erou și ne dorim ca prin această campanie, proiect, să sporim numărul donatorilor de sânge din țară, pentru că suntem cumva la niște procente foarte mici de donare în rândul donatorilor. Atât la nivel național, cât și județean, spitalele se confruntă cu o lipsă acută de sânge. Unul din 10 români internați în spitalele din România are nevoie urgentă de transfuzie pentru o nouă șansă la viață, iar numărul donatorilor este încă foarte mic. Campania națională de sânge Azi donezi, mâine salvezi este foarte importantă și foarte așteptată în această perioadă în Centrul de Transfuzii Mehedinț și pentru Spitalul Județean Mehedinț, dat fiind faptul că în ultima perioadă a scăzut mult numărul de donatori, chiar dacă restricțiile s-au ridicat, iar necesarul de sânge a crescut din ce în ce mai mult. Am ajuns să livrăm și câte 10 pungi de sânge pentru un singur pacient și sperăm într-un succes deplin al acestei campanii, mai ales că se implică și viitorii asistenți, tinerii voluntari de la Școala Post-Liceală Gheorghe Tițeica, și suntem convinși că ne vor ajuta foarte mult. În cadrul campaniei, cei care vor dona sânge vor primi bonuri valorice pe care le vor putea cheltui într-un centru comercial din Drobeta Turnu Severin. Cineva are nevoie de sânge o dată la 3 secunde. În medie, este nevoie de 500.000 de unități anual în România. În București, necesarul zilnic este de 1.000 de unități, iar anul trecut doar 66% din cerere a fost acoperită. Nu există substitut pentru sângele uman. Donarea de sânge este o procedură sigură și benefică pentru sănătate. Studii recente au demonstrat că donarea de sânge reduce cu 30% riscurile apariției bolilor cardiovasculare prin scăderea tensiunii arteriale, iar donatorii de sânge trăiesc mai mult decât media populației. În plus, ți se face un minim set de analize gratuit. Inclusiv, ți se măsoară tensiunea, ritmul cardiac, temperatura corpului și nivelul de fier.